ziua tuturor! Cred că vom sta 2 minute fără cuvinte și vom lăsa imaginile să vorbească. The charging Americans just to their right. This is the race leader, Romania, just that 5-meter lead. And they're still going faster, the Americans, the Romanians. They've still moved out again. Here's me saying that their speed might drop, but then, like you say, no respect to the form. Under-23 champions this year and stepping on. Nobody's told them, have they? Nobody's told them that you shouldn't be this fast in this race. They're moving away from the Kiwis. Gary Hay, the New Zealand coach, will be watching on the bank, and he will be extremely concerned, but I'm sure he'll have confidence in his women that they will have something left in the last quarter of the race. This is incredible from Romania. Really interesting way that they row. You can see how far in front of their bodies the handles actually are. So they look quite different to the Kiwis and the Americans sitting off to their right-hand side, but it's really just keeping them upbeat and moving along very fluid with their strokes. Who do you fancy to win this one then, guys? The Americans from there, if they can put that sprint in, but so far everything's with the Romanians, and we did see the Americans have that fantastic sprint in the last. They rode a 1:43. That was the quickest last quarter of any crew in the semi-final. If they got that in their back pocket, Greg, it could be America for gold. Look, I think I'm going to put myself out there and back in the Romanians for a complete surprise upset here, because it looks like they are starting to move away again. Well, I think they are. I think, for me, the New Zealanders are the form crew. Will they be able to find the sprint? We've seen that from them in the past, but the Romanians are just still holding this gap, and if anything, they're moving out further. Like you say, Sarah, they're very front-ended. They row long in front of the pin, have a short finish, get the blades out in front of their bodies. If they hit the red boys now, they'll know it's only about 30 strokes to the line. The Americans have to do something big right now. Here are the Americans. They're up to 40 strokes a minute. They're being matched by the Romanians at the same rate. The Kiwis are the ones not able to handle the pressure here in the last 200 metres. So Romania on the left of your picture, New Zealand in the centre, USA on the right. That's the bronze, silver, gold positions. USA are charging. New Zealand won that silver medal, though, and they're coming back on the Romanians. The Romanians are looking for the finish. They want to feel the finish line now. They'll want the finish line. There's about 15 strokes left at this point. The Romanians will be desperate to get to that line now. They're still holding that half length. I still think they can hang on from here, but the other boats are charging at them, the Americans with the home crowd. New Zealanders now have gone for it with about 10 strokes left. The Romanians desperately hanging on now, looking to the side as they come down towards the line. And the line is going to come for the Romanians just in time. And I think they got that. I think they got that gold ahead of the New Zealanders and the Americans, so we're going to have to wait for the official confirmation. Gianna Elena and Ionela Livia, we love you. That as she crosses herself, Gianna Elena, the 22-year-old stroke woman. Bună ziua tuturor! Încă trăiesc emoția de acolo. A fost una pe care nu o întâlnim nicăieri în alt loc. Chiar dacă eu nu știam pe ce loc am venit, pentru că în adrenalina de acolo nu vedeam ce se întâmplă în jur. Au fost 600 de metri. De ce am ales totuși 600 de metri când cursa e de 2000 de metri? În primul rând pentru că v-ați fi plictisit să ne vedeți 7 minute vâslind în continuu. Acum mă gândesc că are antrenorii noștri cum rezistă să ne vadă câte 5 ore pe zi, în fiecare zi, inclusiv duminica. Au fost multe speculații de la rezultatul din 2017 până la cel din 2018. Unele sunau cam așa. A fost anul de după Jocurile Olimpice. Multe dintre echipele puternice s-au retras. După cum vedeți, Olanda din poza a doua, în prima poză nu este, Olanda fiind campioana olimpică. Dar și anul ăsta, fiind și ele concurente, au venit pe locul 3. Un alt comentariu era, oricum dacă ar mai fi fost 10 metri, cu siguranță și ar fi luat bătaie. Sunt mult mai multe, dar am înțeles cu toții ideea. Uneori chiar le dădeam dreptate, pentru că atunci când e greu, când antrenamentele sunt foarte dure, mai apar probleme medicale sau de altă natură, cel mai ușor este să renunți. Însă cred că pe noi tocmai aceste comentarii ne-au făcut să mergem mai departe, tocmai gândul că nimeni nu ne putea lua medalia de la gât. Așa că am făcut ce am știut noi cel mai bine și am luptat. Am luptat mereu la fiecare antrenament. Fiecare antrenament, odihnă, refacere, alimentație, le făceam conștient, nu doar le bifam. Cred că lucrul ăsta se aplică în orice domeniu. Cred că dacă vrei să realizezi ceva, nu trebuie doar să-ți dorești, trebuie să muncești foarte mult. Fac o paranteză de la ce am spus și aș vrea să vă spun unul dintre gândurile mele motivaționale. Mulți îmi spun că ei cred în legea atracției și că orice îți dorești se îndeplinește. Cu siguranță cred și eu același lucru. Însă, dacă eu aș mânca mereu la restaurantele fast food, pot să-mi doresc degeaba să arăt ca un model Victoria's Secret, pentru că nu se întâmplă niciodată. Nu este îndeajuns doar să-ți dorești. Trebuie să muncești foarte mult. Iar în cazul nostru, când credem că nu poate fi mai greu, credeți-mă, antrenorul mereu schimbă programul și îl face mai greu. Am înțeles că pentru TEDx este o premieră ca două persoane să vorbească pe scenă în același timp, cum și pentru canotaj este o premieră ceea ce noi două am reușit să facem, să câștigăm aurul mondial 2 ani la rând. Noi ne-am ales barca de dublu, de fapt ea ne-a ales pe noi. Unii ar spune că este una dintre cele mai grele probe, dar nouă ne place pentru că nu ne-am ferit niciodată de greu. Ni se pare mult mai ok să comunicăm noi două decât să mai avem încă 4 sau 6 colegi în barcă, ar fi mai multe opinii și discuții contradictorii. La luptă suntem doar noi două și barca. Înaintea fiecărui concurs, fiecarei curse, antrenorii o polișează, o șlefuiesc, sunt atenți la fiecare detaliu, îi strâng fiecare șurub, mai au puțin și s-ar urca în ea să o probeze, însă la start plecăm singure. Singure, dar cu un bagaj încărcat cu încredere, antrenamente, determinare și nouă ne place să credem că îl avem și pe Dumnezeu cu noi. Chiar avem o vorbă înainte de concurs: Doamne, astăzi fii român, ține cu România. Cumva noi suntem motoarele, iar benzina este limitată și cum facem ca benzina să ne țină 2000 de metri cu motoarele turate la maxim? Ok, veți spune că prin antrenamente, dar cât de multe? Pentru că noi stăm în cantonament 10 luni din 12, cam 2 luni pe an este toată vacanța noastră. Și dacă există un secret al succesului, atunci acesta este: munca consecventă și serioasă, determinarea și dorința ca la sfârșitul celor 2000 de metri noi să fim primele care trec linia de sosire. Chiar îi spuneam Gianinei anul trecut, înaintea finalei campionatului mondial din Sarasota, pe care ați vizionat-o în introducere, că acum, aliniată la start cu țări precum Noua Zeelandă, care era campioană mondială, sau Marea Britanie, cu componenta bărcii campioană olimpică, nu mi mai este frică. Simt că lupta poate fi dusă de la egal la egal. Și ce a urmat le-am învins pe toate. Ca să mai adaug un exemplu la spusele Ionelei, aș vrea să vă uitați la poza din mijloc, cea cu șosetele colorate. Cum ne-a venit ideea asta? Poate sună aroganță, dar în ambii ani a fost o aroganță 100% justificată. Ne-a meritat ideea. Anul trecut, înaintea campionatului mondial, voiam să ne facem bagajele. Când am deschis geamantanul pentru a-mi pune lucrurile în el, era gol în afară de 3 perechi de șosete. Una roșie, una galbenă și cea albastră. Și am spus clar, ăsta este un semn. Dumnezeu, cum a spus Ionela, Dumnezeu este român, trebuie să le luăm cu noi. Am trecut de primele curse, serii, semifinale și am ajuns în ziua finalei. Am luat șosetele tricolore, dar peste ele le-am pus pe cele negre, identice, pentru că antrenorul nostru ținea morțiș să avem echipamentul identic, de la șapcă până la șosete. Dar pe podium nu l-am mai ascultat. Și am dat șosetele negre, cu toate că am tras cursa, am avut cursa cu 2 perechi de șosete și în Florida era foarte cald. Dar noi trebuia să-l ascultăm și pe antrenor și trebuia să ne facem și noi moftul. Ne-am urcat pe podium, ne-am urcat cu șosetele colorate, am lansat un nou trend setting, dar era al nostru și bucuria a fost pe măsură, au fost niște sentimente unice, dar să revin la șosete, pentru că acum iar încep să povestesc de pe ce am trăit pe podium. Anul ăsta am zis să păstrăm la fel tradiția pentru că era a noastră, dar hai să vedem cu ce putem veni nou. Și astfel, în ziua finalei de anul ăsta, campionatul mondial de anul ăsta a fost la Plovdiv, Bulgaria, am zis că hai să vedem ce mai aducem în plus și am scris We are the best. S-a potrivit perfect pe fiecare șosetă câte un cuvânt. Ne-am dus pe podium Și după ce s-a terminat toată nebunia și s-au calmat apele, unele persoane, chiar și reporteri, ne-au întrebat: ok, și voi dacă n-ați fi câștigat, ați mai fi purtat acele șosete? Știți ce le-am spus? Că da, normal, pentru că noi acolo, pentru noi eram cele mai bune. Noi acolo ne-am dus să luptăm, să dăm tot, să arătăm lumii ce am acumulat în anul de pregătire și ca atunci când, dacă ne uităm în oglindă, noi să nu avem nimic ce să ne reproșăm. Chiar îi spusesem Ionelei înaintea startului, fiind acolo cu emoții, cu mâinile tremurându-mi pe vâsle, îi spuneam: acum uităm de medalii, acum luptăm doar. Sigur, rezultatul va veni pe măsura luptei noastre. Și am luptat clar până la ultima lovitură. Și probabil vă întrebați de unde atâta încredere în noi, pentru că rezultatele colegelor noastre sunt foarte apropiate de ale noastre, mă refer la colegele noastre din alte țări. Eu cred că suntem conștiente de munca pe care o depunem în fiecare zi, la fiecare antrenament și mereu îmi spun că nu am cum să nu ne iasă un 2000 de metri foarte bun la concurs în atât timp cât acasă tragem de 5 ori 2000 de metri în același antrenament. Da, antrenamentele sunt foarte dure, de multe ori îți vine să renunți pentru că îți epuizează și ultima fărâmă de energie. Eu personal nu m-am văzut niciodată cu bagajele făcute, însă nu de puține ori mi-am zis în gând: Doamne, ce caut eu aici? Ce am făcut să merit asta? Este prea greu pentru mine, însă niciodată nu am renunțat. Și mulți se întreabă ce ne face să fim din nou a doua zi la antrenament, ce ne ține 10 luni din 12 în cantonament, și răspunsul îl găsim tot la acele persoane care se întreabă și spun că nebunia. Ok, le dăm dreptate într-o anumită măsură, trebuie să fii nebun să faci asta în continuu, dar eu personal încă nu mi pot imagina ziua în care mă voi trezi acasă dimineața sau la orice oră vreau eu, știind că nu mai am un program strict, că în ziua aceea nu mai fac antrenament și că probabil nu o să mai țin niciodată vâslele în mână. Pentru mine e un sentiment groaznic. Spre deosebire de Ionela, eu m-am văzut cu bagajele făcute. Încă eram la antrenament pe apă, cred că la 10 km distanță de ponton și eu deja îmi imaginam că mă duc direct în cameră, îmi fac bagajele și am plecat acasă, că nu mă ține nimeni aici forțat, dar se pare că tot eu mă țineam. Sunt momente și momente. Da, aș vrea să mai adaug ceva la spusele Ionelei. Eu sunt operată la piciorul drept, la genunchiul drept de 3 săptămâni, cred. Am renunțat la cârje acum săptămâna trecută. Și am avut, cum îmi place mie să fac haz de necaz, câte puțin din toate. Dar nimic grav, însă totuși a fost necesară o intervenție medicală. Unde am vrut să ajung? În prima ședință de început de an competițional, noul nostru antrenor ne-a prezentat programul de antrenamente. Printre antrenamentele lui și zilele continue de antrenament, ne mai spunea și câteva fraze motivaționale. Cred că nu doar mie, cât și colegilor care ascultam ședința, ni se făcuse pielea de găină. Și în momentele alea îmi doream ca, am uitat de toată operația, de tot, și îmi doream ca atunci să mă duc în sală și să încep să trag de fiare. Dar apoi m-am uitat în dreapta și mi-a fost o mai mare dezamăgire când mi-am văzut cârjele lângă mine și am zis: stai, nu e bine. Am coborât cu picioarele pe pământ și am zis că ok, acum o las pe Ionela să se antreneze, eu îmi văd de recuperarea mea. Momentan sunt în perioada de recuperare. Chiar domnii Cornel și Elisabeta Lipă m-au luat de la Snagov, pentru că au zis că în mediul unde se antrenează în continuu, eu am tendința să mă duc să mă antrenez și eu și nu aveau încredere în mine. Și acum continui cu recuperarea, sper să revin cât mai curând, Ionela. Și ideea a fost următoarea. Cred că despre acea nebunie a spus și Ionela și acea nebunie aș vrea să vă transmit tuturor, pentru că datorită ei noi am ajuns pe podiumul mondial și cumva ne luptăm cu elita mondială, cu țările puternice și cu tradiție în canotaj și nu numai. Eu aș vrea să vă mai spun ceva ce antrenorul ne spunea, fostul antrenor ne spunea înainte de fiecare concurs. Nu este vorba lui, dar pentru noi conta foarte mult, și aceea că O luptă e viața, dește luptă cu dragoste de ea și dor. Este o vorbă de suflet a echipei noastre și de acum cred că o să iau eu misiunea lui și o să o spun Gianinei înainte de fiecare start, pentru că chiar funcționează în cazul nostru. Aș vrea să vă mai prezint un filmuleț, promit că nu durează mult. Cumva, atenția nu e neapărat la imagini, ci la ce se aude. Cred că o să trebuiască dat mai încet pentru că o să se audă foarte tare. E la fel de la finișul campionatului de anul trecut. Este filmat de niște colegi de-ai noștri. Acolo sunt toți susținătorii noștri, antrenori, unii care au rămas la finish pentru că ceilalți erau cu bicicletele după noi, 2000 de metri dus întors. Și sportivi, medici, tot stafful și toți susținătorii noștri de acolo. Și să vedeți cam cum se trăiește o finală de canotaj la cioc de barcă, cum spunem noi, pe viu, pentru că noi nu prea i-auzeam, noi fiind fix în mijlocul bătăliei. Hai, fetele! Haide, România! Avem 7 metri pe 90 de metri. Hai, România! România! La vuvuzea, hai România, că stau de la mine. România! Hai, România! Hai, Gianni! Hai, România! Aș vrea să mai spun încă ceva oricum, imaginile au spus totul. De fapt, acea fată, după ce am ajuns pe podium și voia să ne mai felicite, nu mai putea vorbi, clar. A doua zi aveau fetele din 8+1, care la fel au câștigat și ele campionatul, dar nu, ea s-a oprit aici, că eu gata, energia mea a fost la barca de dublu. Cred că mereu când văd această filmare îmi dau lacrimile și acum nu m-am putut abține. Cred că asta e fericirea pură, pe care noi ne dorim mereu să o simțim, atunci când vezi că persoanele de lângă tine și cei dragi te apreciază și se bucură sincer pentru rezultatele tale. Vă mulțumim! Mulțumim!